Ceea ce excede acestui cadru, din punctul meu de vedere, este practic imposibil de realizat, indiferent de cât de oportun, cât de frumos, cât de bine ar fi și cât de interesant. Acestea sunt primele considerente pe care vreau să vi le explic. Atât în campania electorală, cât și în proiectul meu de guvernare locală, am trecut acest festival ca fiind unul dintre punctele de reper ale municipiului Bacău. Peste tot am prezentat acest lucru. Dar peste tot am spus foarte clar și cu privire la desfășurarea celui din acest an. Atâta timp cât vor exista condiții de bugetare, condiții de legalitate, îl facem fără niciun fel de problemă. Vreau să luați în calcul faptul că am intrat prima oară în municipiul Bacău, primăria municipiului Bacău, joi, la ora 16:30. Prima ședință am avut-o cu privire la gunoaiele, țânțarii și minatul. Bine, am fost contactat de către cei de la Adevărul, intrând în direct la Adevărul Live, și am fost întrebat dacă susțin derularea acestui festival. Și am spus foarte clar, foarte cert, că da, îmi doresc, îl susțin. Atâta timp cât există posibilitatea și atâta timp cât există filă bugetară. Luni dimineață, împreună cu domnul viceprimar, am dispus prin note interne, pentru că o să vă obișnuiți și o să vedeți faptul că absolut orice discuții pe care le am cu angajații din aparatul propriu al primarului și din aparatul de specialitate al Consiliului Local vor fi purtate pe de o parte verbal la ceea ce este cel mai important prin note scrise, rezoluții interne care au caracter de probă. Nu povești, nu explicații date într-un birou sau în alt. Note scrise. Și veți vedea pe parcursul întregii administrații pe care le prezint, că așa vă face. Și pentru că așa mi se pare normal. Că așa mi se pare just. Am solicitat împreună cu domnul viceprimar, Direcției Economice, să ne spună disponibilitatea financiară existentă pentru crearea acestui festival. Asta s-a întâmplat luni. Am solicitat Direcției Juridice existența și posibilitatea creării acestui festival. Miercuri, am primit răspunsul dat din partea Direcției Economice, din partea Direcției Juridice, din partea Administratorului Public al orașului. Toate aceste documente sunt documente care poartă semnătura și angajamentul personal al celor pe care l-au făcut. A celor care l-au făcut și a celor care l-au redat. Pot să vă spun că ceea ce m-a interesat în primul și în primul rând cu privire la organizarea acestui festival a fost posibilitatea financiară. Pentru că, pentru a organiza un festival atât de grandios și atât de frumos, este clar că ai nevoie de o resursă financiară certă. Mai mult decât atât, componenta legală spune foarte clar că tu trebuie să ai o filă bugetară în care, în baza căreia tu să faci un anumit exercițiu bugetar. În baza căreia tu să organizezi acele venituri. Răspunsurile, am să vi le dau citire din partea aparatului propriu al primarului. Notă și justificativă privind alocarea de sume din bugetul local, de asemenea raport cu privire la credite alocate în anul 2016 conform bugetului de venituri și cheltuieli pentru capitolul bugetar 67.02 Cultură, Recreere, Religie. Am să dau citirea finalului acestui. Componente cele mai importante. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 5 din 1.2.2016 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Bacău. Deci 1.2.2016. La subcapitolul 67.02.03 Teatrul Municipal Bacovia, Teatrul Municipal Bacovia s-au repartizat credite bugetare în valoare de 4.600.000 lei. 4.600.000 lei. Cheltuieli curente de funcționare și de dezvoltare. Acest buget asigură efectuarea cheltuielilor de personal în valoare de
67.02.50, având denumire alte acțiuni privind cultură, recreere și religie, s-au alocat credite bugetare în valoare de 2.000.000 lei. 2 milioane de lei. Utilizez exact terminologia economică. Deci 2.000.000 lei. Din care 1.300.000 lei au fost repartizați în vederea acordării finanțărilor nerambursabile conform legii 350. Restul de 700.000 lei pot fi utilizați în baza hotărârilor de Consiliu Local pentru finanțarea altor evenimente culturale. De asemenea, pot să vă spun că acel capitol bugetar alocat pe legea 350 conține capitolul cultură, recreere, religie. Deci nu discutăm doar de cultură. 1.300.000 de lei pe legea 350 din cei 2 milioane de lei alocați pentru cultură, recreere, religie. Deci indisponibilizați. Indisponibilizați puși la adresa, la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, care urmează să stabilească prin hotărâre de Consiliul Local cum va aloca acești 1.300.000 de lei pe legea 350, pe cultură, recreere și religie. Disponibilul pe care îl avem în momentul de față este de 700.000 lei. Ce prete pot fi utilizați pe baza hotărârilor de Consiliul Local pentru finanțarea altor evenimente culturale. Raportul Serviciului Juridic cu privire la raportul compartimentului economic. Referitor la nota internă 4841 din 2016, prin care ne solicitați comunicare punct de vedere cu privire la festivalul de Destrom, vă aduc la conștiință următoare. Vă citesc aici, chiar o să vă citesc din apă. Cu privire la desfășurarea unui festival în 2016, apreciem că acesta poate fi organizat doar în condițiile în care sunt respectate prevederile legii 47 din legea 500 de 2002 privind finanțele publice coroborate cu articolul 49 din 2023 din legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale. În contextul în care nu există credite bugetare sau nu există credite bugetare suficiente alocate pentru asemenea evenimente în bugetul local, aprobat prin hotărârea Consiliului Local din 5, numărul 5 din 2016, deci hotărârea de lucru, aprobarea organizării unui asemenea eveniment nu poate îndeplini cerințele legale în materie. Deci, practic, suntem în situația în care, conform rapoartelor și notelor de control cu privire la exercițiul bugetar, cu privire